Încă un accident rutier pe litoral provocat de un tânăr șofer aflat la volanul unui bolid a lovit o adolescentă de 16 ani chiar pe trecerea de pietoni și a plecat în trombă. Victima a fost aruncată într-o groapă, dar a scăpat cu viață. Are mai multe răni și urmează să fie operată. Șoferul vinovat s-a predat la poliție, nu a fost băut sau sub influența drogurilor. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni de la intrarea în stațiunea Mangalia. Fata de 16 ani se întorcea acasă, de la cumpărături. Era pe trecere când o mașină a lovit-o în plin și a aruncat-o într-o groapă rămasă neacoperită, în mijlocul spațiului verde care delimitează sensurile de mers. Șoferul nu a oprit să vadă în ce stare este copila. Martorii au fost cei care au sărit să o ajute și au sunat la 112. Am auzit un impact foarte puternic și violent. Un individ cu un Mercedes E-Class negru. Erau trei tipi în mașină. Demara în trombă și a luat-o pe străduță pe acolo. La locul accidentului a ajuns de urgență și fratele adolescentei lovite. Era cu capul, chiar în zona aceasta. Urmele de frânare arată că din acea zonă au plecat. Și el automat a acroșat-o. Deci nu știu ce fel a condus acel individ, că nici nu știu ce, nici nu știu cum să-l numesc. Ce fel de om poate să fie să lase un copil să lase așa, pur și simplu, neajutorat. Adolescenta rănită a fost preluată de un echipaj smurd și dusă la spital. Este vorba despre o pacientă în vârstă de 16 ani, cu mai multe traumatisme. Starea generală este bună, este stabilă hemodinamic și urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Ea, săraca, după ce mi-a povestit, era aproape la jumătatea trecerii de pietoni și sărăcuța deodată când a văzut că vine mașina spre ea, a încercat să fugă. Oamenii spun că zona respectivă este periculoasă și că acolo au avut loc mai multe accidente în ultimii ani. Exact aici mi s-a întâmplat și mie. Bine că n-am avut copilul pe partea asta și eram eu așa. În fracțiune de secundă m-am tras înapoi. Nu mi se pare normal. Pe mine a dat, uite, mai jos, acum 2-3 ani cu mașina. Pentru că ăștia opresc, ceilalți nu văd când vin și uite așa se fac accidente. La o jumătate de oră după accident, un tânăr de 23 de ani s-a prezentat la poliția din Constanța și a declarat că el a fost la volanul mașinii. Acesta a fost testat cu aparatele drug test și etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea sau modificarea locului accidentului. Șoferul este cercetat în libertate, iar mașina nu i-a fost confiscată. Familia fetei s-a adresat unui avocat și este hotărâtă să-și caute dreptatea în instanță, dacă va fi nevoie.